1,95 miliarde de euro, pachetul total de finanțare externă de la Fondul Uniunea Europeană, Banca Mondială, urmând să ajungă la 19,95 miliarde de euro. Tranșele a treia și a patra de la FMI, în sumă de aproximativ 2,4 miliarde de euro, au fost virate României la sfârșitul lunii februarie. Dacă aveți sub 26 de ani și vreți să petreceți 1 mai la mare, CFR vine în ajutorul vostru și vă acordă o reducere de 20%. Tot ce trebuie să faceți e să circulați cu trenurile tineretului. Din păcate, în județul nostru nu circulă un astfel de tren, însă ați avea legătură din Suceava sau Oradea. În țară sunt 16 trenuri ale tineretului. Acestea circulă în perioada 29 aprilie-3 mai. Tinerii sub 26 de ani care circulă cu aceste trenuri și au ca stație de plecare sau de destinație una dintre stațiile de pe ruta Constanța-Mangalia beneficiază de o reducere tarifară de 20% din tariful de tren și tariful suplimentului de tren la clasa a doua. Tariful de rezervare a locului se achită integral. Biletele de călătorie dau dreptul la anticiparea sau amânarea călătoriei numai pentru perioada de valabilitate a ofertei. De asemenea, aveți dreptul de a întrerupe călătoria cu posibilitatea de a o continua până în 3 mai. Pentru grupuri formate din tineri sub 26 de ani, cel puțin 10 persoane, care circulă cu trenurile tineretului, se acordă o reducere de 25% din tariful de tren persoane și tariful suplimentului de tren clasa a doua. Pentru fiecare 8 persoane în plus, reducerea acordată se mărește cu 2%, până la grupuri formate din peste 50 de persoane. Este important de știut că oferta nu se aplică la grupurile care beneficiază deja de o altă reducere. În Bistrița Năsăut nu circulă niciun tren al tineretului, însă cei care vor să petreacă de 1 mai la mare și vor să beneficieze de ofertă pot merge până în Suceava sau Oradea, pentru că de acolo pleacă trenurile spre Constanța. Trenul care îi duce de obicei pe bistrițeni la mare este rapidul 942 Satul Mare Mangalia, care trece prin Sărățel. Acesta va circula însă doar în sezonul estival. Ca în fiecare an, primăria va organiza de 1 mai o zi specială în pădurea Șulevard și în 2 mai va fi o atmosferă de sărbătoare. Se va sărbători Ziua Tineretului. În aceste două zile, bistrițenii sunt invitați să participe la diverse concursuri și să asiste la spectacole. Pe scenă vor urca ansamblul folcloric Balada și Alexandra Ungureanu și Crush. Bistrițenii vor putea face acolo mici și grătare, dacă nu le vor putea cumpăra de la comercianții care vor fi prezenți în pădurea Șulevard. Alături de primăria Bistrița s-au implicat în organizarea acestor evenimente Centrul Cultural Municipal George Coșbuc și Direcția Județeană pentru Tineret. Bistrițenilor li s-au pregătit pe lângă spectacole și concursuri de paintball, karaoke, table sau twister. În data de 1 mai, începând cu ora 15, ansamblul folcloric Balada va susține o serie de recitaluri, iar în data de 2 mai, de Ziua Tineretului, este un program variat, jocuri și concursuri pe care le propunem tinerilor care vor veni să petreacă alături de noi această zi, iar seara un concert cu Alexandra Ungureanu și Crash. În amândouă zilele noi invităm pe bistrițeni să vină să-și petreacă mai multe ore decât orele de program, pentru că, după cum se știe, spațiul permite acolo și activități de divertisment, prepararea unor produse la grătar. Vor fi și comercianți care vor putea oferi celor de acolo produse alimentare, dar recitalurile propriu-zise, sigur că în prima zi estimăm undeva între 3 și 4 ore să fie programul pe scenă, iar în cea de-a doua zi programul este de dimineață, dar el va fi practic repartizat pe o suprafață mai mare, pentru că vorbim despre un concurs de paintball pe care vrem să-l organizăm, vorbim despre karaoke, vorbim despre concertul de seara care va fi pe scenă și diverse alte jocuri și concursuri în diverse puncte din pădurea Șulevard. Comercianții care vor fi prezenți în Șulevard cu siguranță vor avea vânzare, însă și ei vor trebui să plătească ceva, mai precis o taxă pentru a-și putea desfășura activitatea. Comercianții vor plăti o taxă de ocupare a domeniului public și o să-și poată desface produsele în baza unui contract pe care îl vom încheia pentru cele două zile. Cât costă? Este vorba de 7 lei metru pătrat, tariful pe care îl aplicăm pentru ocuparea domeniului public, potrivit hotărârii de Consiliul Local. Pentru a nu avea loc incidente nedorite, polițiștii comunitari, jandarmii și polițiștii rutieriști vor fi cu ochii în patru. Direcția Județeană pentru Tineret este parteneră în acțiune organizată în data de 2 mai de primărie, însă este și organizator al Zilei Tineretului în Sângeorzbăi. Prin intermediul acestei acțiuni, DJT Bistrița Năsăud își propune să atragă în acțiuni și tinerii din alte localități ale județului. În premieră, Direcția Județeană pentru Tineret Bistrița Năsăud va organiza în acest an Ziua Tineretului în orașul stațiune Sângeorzbăi.
Aici, alături de clubul elevilor din St. George Băi și ansamblul Doina Someșană, va avea loc un spectacol cultural-artistic. Evenimentul va începe la ora 14 în fața hotelului Someșul. Este pentru prima dată când ziua de 2 mai se organizează în afara Bistriței, se organizează în orașul stațiune St. George Băi, unde tinerii din St. George Băi vor fi cei favorizați de data aceasta. Ce va conține programul? Va conține un program artistic. Zona este o zonă bogată în folclor și de aceea colaboratorii noștri din zona aceea, respectiv Doina Someșană, ansamblul Doina Someșană, va susține o reprezentație de excepție, cu cântăreți, cu dansuri populare, cu mai multe suite. Va fi ceva foarte frumos și care va reprezenta foarte bine zona de pe Valea Someșului. Tot cu ocazia Zilei Tineretului, DJT va organiza la Centrul de Agrement din St. George Băi Ziua Porților Deschise. Centrul de Agrement din St. George Băi va fi deschis permanent duminică și vom face o zi a porților deschise. Sunt mulți oameni și din oraș și din afara orașului care probabil nu au văzut cum arată modern acum și bine, foarte bine dotat Centrul de Agrement St. George Băi, care este o perlă a turismului școlar în România. Prima ediție a festivalului concurs Valeria Peter Predescu a început ieri la Bistrița. 24 de tineri artiști din toate colțurile țării au venit să demonstreze juriului că au talent muzical și doresc să-i încânte pe ascultători cu melodiile lor. Selecțiuni din cadrul festivalului concurs în reportajul zilei. Sunt 24 de concurenți veniți din mai multe zone folclorice ale țării, 24 de tineri care bat, iată, la porțile afirmării artistice și au această șansă de a se lansa în cadrul primei ediții a Festivalului Național Concurs de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Valeria Peter Predescu. Sperăm să cei mai buni în mod cert vor primi laurii și sperăm ca această participare a lor la festivalul de la Bistrița să fie o reușită și să fie un pas pe drumul greu, dar frumos, al cântecului popular. Știți cumva, dintre cei calificați pentru acest gala din această seară, cine vine de cel mai departe? Cel mai departe, cred că din Telorman, vine un concurent din Alexandria, din Telorman, de pe Vlașca, dar avem concurenți și din Bucovina, avem concurenți și din Bihor, avem concurenți și din partea de sud, chiar foarte mulți concurenți de data aceasta din partea de sud a țării, din Prahova, din Argeș, avem concurenți buni, am urmărit și la repetiții, nu va fi ușor să alegem câștigătorii. Să înțelegem că nivelul este unul de la mediu spre avansat? Absolut, absolut. Va fi unul de la mediu spre chiar mai aproape de superior. Cred că unul dintre cele mai valoroase concursuri din acest punct de vedere al concurenților, dar și a organizării sunt convins că va ieși așa cum ne-am propus. Oamenii de mare valoare trebuie respectați și cinstiți. Cu atât mai mult artiștii de mare valoare care au primit de la Dumnezeu un har pe care noi îl numim talent și pe care ei l-au tratat cu respect și prețuire prin muncă și dăruire, redându-l apoi oamenilor spre bucuria și alinarea sufletului. Valeria Peter Predescu a fost o personalitate culturală complexă. În ea nu trebuie să vedem numai minunatul interpret de muzică populară.